dragi bunicuței dragi, astăzi am să vă citesc povestea Acul și Barosul de Ion Creang. Ia să vedem, dar înainte de a începe, aș vrea să vă explic ce este acela un baros, pentru că bănuiesc că nu știți ce este un baros. Este un ciocan mai mare pe care îl folosește fierarul pentru a obține diferite obiecte, de exemplu sabia, săbiile pe care le știm din toate poveștile, se obțineau în fierării, da? Se lua o bucată de fier, era bătută cu barosul, cu acest ciocan mare, pe nicovală, da? Pe o suprafață din oțel, da? Era bătută până când fierarul obținea forma de sabie, pe care voi o știți, așa cum am zis, din toate poveștile. Hai să începem povestea. Primul care va vorbi va fi acușorul. Da? Moșule, de ce e zurbagiu? Adică certăreț. Desfădești necontenit cu sora ta Nicovala. Țipați și faceți larmă de țeuile urechile. Eu lucrez toată ziua și nimeni mi-aude gura. Ia camă! Dar de unde ai ieșit pe cală? De unde am ieșit, de unde n-am ieșit, eu îți spun că nu faci bine ceea ce faci. Na, vorba aceea, a ajuns oul mai cu minte decât găina. Măi băiete, trebuie să știi că din sfădălia noastră a ieșit. Și apoi tu ni cauți pricina? Mă rog, iertați-mă. Că dacă n-ar fi fost focul, foile, pleafura și omul care să vă facă și să vă dea nume, ați fi rămas mult și bine în fundul pământului, ruginite ca voi de voi. E, aici avem mai multe cuvinte pe care nu știu dacă le știți, dragii mei. Sfădălie înseamnă ceartă, pricină înseamnă să judeci, să cauți pricină, să judeci pe cineva. Dar acum avem aici cuvinte multe noi. Ce o însemna pleafură? E un cuvânt vechi. Pleafura este un fel de pămătuf făcut din cârpe, din zdrențe, pe care fierarul îl folosea în fierărie. Avea nevoie de el, da? Să scuture pilitura de fier sau de, mă rog, de oțel cu ce lucra el. Mă soară-ți vorbele, băiete! Auzi, soră Nicovală, cum ne râde acușorul! Aud, dar n-am gură să-i răspund și văd, dar trebuie să rapt. Nicovală, v-am spus ce înseamnă, da? Ați reținut. Este suprafața aceea pe care se pune sabia pentru a fi bătută cu barosul. Vorba aceea, soro, șede hârbu în cale și râde de oale. Măi, puștulei, ia să vedem ce ai făcut tu mai mult decât noi. Ce-am făcut și ce fac, îndată ce-i spune. Ca să nu lungesc vorba, hainele bărbătești și femeiești din creștet până în tâlpi și alte nenumărate lucruri frumoase și scumpe. Fără de mine nu se pot face. Mergi la crăitor, intră în bordeiu, suie-te în palat, hai să mă găsești. Fetele mă pun în cutiuțe aurite, mă înfig în perinuțe de mătase și îngrijesc de mine ca de un mare lucru. Copii, dar știți ce înseamnă bordeiu? Bordei este o locuință sărăcăcioasă. Pe vremuri bordeile erau făcute din paie și din lut, adică din pământ. Da? Asta înseamnă bordei, o locuință mai sărăcăcioasă, o căsuță mai mititică, da? Unde am rămas? Așa, îngrijesc de mine ca de un mare lucru. Da, în stogul de fân, nu vrei să te pui, mititelule? Nici în stogul de fân, dar nici trântit într-un unghier al ferăriei ca tine. Ia, spune-mi, te mai e cineva în mână decât ferariul? Ah, ce este stogul de fân? Este o căpiță de fân. Imposibil să nu fi văzut că oamenii, după ce taie iarba, o pun în căpițe, da? Pentru ca iarna să aibă ce să le dea de mâncare animalelor de pe lângă casă. Ei, prea te întregi cu șaga, adică cu gluma. Piciule, dacă șezi la cinste și toți îngrijesc de tine, cum zici, de ce îmi pungi degetele? Da, îmi pung pe gură ca
trezească, cel somnoros, pentru că voiesc să iasă din mâna lui prin ajutorul meu multe lucruri folositoare și frumoase. Tu, pentru ce bați fierul cel culcat pe nicovală și ruginit ca și tine, nu ca să faci din el lucruri mai bune și mai frumoase? Măi, da bun de gură mai ești! Și de gură, da și de lucru! Ei bine, tu mi-ai înșirat verzi și uscate. Ia stai să-ți spun și eu pe ale mele. Toporul, barda, ciocanul, cleștele, vătraiul și nenumărate unelte și mașini de fer, unele de o mărime uriașă, iar altele mici și bicisnice ca tine. Pututul s-au face până n-au trecut printre nicovală și ilău? Ei, trebuie să mă opresc, copii, aici neapărat, că sunt multe cuvinte pe care cred că nu le știți. Bardă. Barda e un fel de topor, dar are o coadă mai scurtă. Cleștele este obiectul acela cu care prindem alte lucruri. Vătraiul e un obiect de uz casnic, este ca un făraș, da? Cu care oamenii scot din cuptor cărbunii încinși sau cenușa. Așa, cred că vi le-am explicat pe toate. A, bicisnic. Bicisnic înseamnă mic, slăbănog, așa cum e acușorul în comparație cu barosul. Iar ilăul este tot un ciocan mai mare, da? Ia să vedem unde am rămas. Așa, la moșneag, la moș baros. El spune: casa, bisericile, corabia, puștile, tunurile și alte lucruri nenumărate. Așa e că n-ar fi de nu eram eu? Tu îmi spui de haine frumoase. Eu ți-o-i spune de casă, de sapă, de secere, de coasă și de plug. Tu îmi spui mai mult de frumos, eu ți-o-i spune de cele neapărat trebuincioase. Ia să vedem. Sapă, bănuiesc că știți ce e. Este obiectul cu care se sapă pământul. Secera este cea cu care oamenii tăiau grâul, îl secerau, da? Coasa, probabil că ați văzut-o, cu ea se taie iarba. Acum există mașinile de tăiat iarba, dar pe vremuri se folosea foarte mult coasa. Și acum se mai folosește. La munte, oamenii mai folosesc, sau la țară, da? Coasa. Ia să vedem ce a răspuns acușorul. Mă fac să te apuc iar la scărmănat, moșule baros. Haine i-au trebuit omului întâi, căci nu era să umble cu pelea goală și desculți ca griștele. Te-ai încurcat în socotele, măi băiete. Ba de mâncare și casă i-a trebuit omului întâi și apoi haine frumoase, cum zici tu. Purufe de ale tale îți ghiorăiesc mațele de foame. Ai auzit de vorba aceea că golătatea înconjoară, iar foamea dă de-a dreptul? Mai, dar ruginit mai ești. Ruginit cum sunt, eu v-am făcut și trebuie să ascultați de sfaturile mele. Așa este, da. Prea te lauzi. Lasă mai bine să te laude alții. Și tu faci trebune, și eu. Numai atât că tu faci treburi mai din topor, eu mai delicate. Tu șezi totdeauna cu ferariul cel uns de cărbuni, iar eu șed cu croitorul și cu tot felul de persoane. Iar a început! Ibirnic, fudul și guraleu. Croitorul tău trebuie să-mi pungă mai mult de 10 ori până când ferariul meu mă ridică odată. Croitorul tău rupe altădată pe zi câte 10 ace. Ferariul însă mă are pe viață. Ba, mă poate lăsa și de zestre la copiii de copiii săi. Și apoi încă una. Cine dintre acești doi meșteri e mai grebănos și mai gubav? Adică mai cocoșat și mai lipsit de putere, vrea să spună. Ferariul meu ori croitoriul tău? Moșule, ești bătrân și multe mai știi. Vie pe-a dumitale. E, bine, mititelule, acum ai mai venit de acasă. Zi mai bine că industria sau meșteșugurile noi le-am adus pe lume. Bogățiile cele mari nouă se datoresc. Mi-ai zis ruginit și ți-ai zis cioplit? Mie îmi pare bine că strănepoții mei sunt mai ciopliți decât mine. Cu timpul
se cioplesc toate. Numai nu vă fuduliți și nu uitați obârșia voastră, ca nu cumva să vă ciopliți prea tare și să rămâneți care fără urechi, care fără dinți, care fără gură, care fără zimța de-a ca niște joarse de nicio treabă. Că apoi atunci, iarăși mi-ți ajunge drăguș la căuș și sora mea Nicovala vă va ține în spate, iar eu vă voi bate pe rudă, pe sămânță, ca să prindeți la minte. E, aici sunt mai multe cuvinte pe care cred că nu le știți. Ce înseamnă să te fudulești? Să te fudulești înseamnă să te lauzi. Obârșie. Obârșie este un cuvânt cu multă greutate, ca să spun așa, copii. Înseamnă familie, înseamnă neamul din care venim fiecare, da? Și joarsă înseamnă, de fapt, un obiect uzat, da? Un obiect mai puțin folosit. Cred că v-am explicat cam toate cuvintele pe care unicuța crede că nu le știați înainte. Sper că v-a fost de folos povestea și că ați învățat din ea nu numai cuvinte noi, ci ați tras și anumite învățăminte. Adică, eu cred că povestea asta ne învață să fim mai puțin lăudăroși, nu? Că nu e bine să te lauzi. Apoi, ne învață să fim respectuoși cu cei în vârstă, da? Să le vorbim frumos. Și ne învață să nu uităm obârșia noastră. Adică să nu ne uităm familia și neamul din care facem parte. E foarte important acest lucru. Aceasta a fost povestea. Vă iubește, bunic.